Doamnelor și domnilor, bună seara! Ieri zicea ba, iar astăzi da. Așa poate fi calificată decizia schimbătoare a premierului Vlad Filat de a deschide un consulat rusesc la Tiraspol. Cine l-a zăpăcit pe Filat și ce s-a întâmplat peste noapte că prim-ministrul și-a schimbat părerea la 380 de grade? Care este necesitatea acestui consulat în regiune de est a țării? Ce se urmărește până la urmă? Și unde se iau deciziile? La Chișinău sau la Moscova? În ce măsură Chișinăul este șantajabil de Kremlin? Mai nou, Tiraspolul e pe picior de egalitate în negocierile 5+2. Care este prețul acestor cedări și de ce în ultimul timp în societate au loc tot mai multe provocări? Unii vor schimbarea drapelului de stat, alții unire cu România, mai sunt și de aceia care vor în Uniunea Vamală Euroasiatică, iar alții vreau ca limba rusă să devină a doua limbă de stat. Cine e cointeresat de aceste bulversări în societate și cine susține financiar aceste proiecte? Doamnelor și domnilor, despre toate acestea vom discuta în oglindă cu invitații mei. Domnul Octavian Țâcu, istoric și politolog, bună seara! Seara. Domnul Sergiu Corupceanu, secretar PSD, bună seara, bine ați venit la EuroTV. Domnul Victor Gureu, analist politic, bună seara. Bună seara. Și domnul Corneliu Gurin, vicepreședintele PAD, Partidul Acțiunea Democratică, bună seara, bine ați venit la EuroTV. Filat s-a răscândit. Rusia va deschide un consulat la Tiraspol, dar asta se va întâmpla atunci când vor exista semnale pozitive privind securitatea din zonă și activitatea diplomatică. De partea cealaltă, experții în problematica transnistreană sunt convinși că Moldova este presată de Moscova. Chiar dacă acum două zile premierul Vlad Filat declara răspicat că la Tiraspol nu vor fi deschise misiuni diplomatice rusești, acum se pare că s-a răzgândit. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, Vlad Filat susține că Rusia va avea un consulat în regiune. Au fost solicitări parcursul timpului, vreau să spun și din partea Ucrainei. Regiunea transnistreană este parte, componentă a Republicii Moldova. Și așa cum avem consulate la Bălți, la Cahul, la Ungheni, este firesc să avem consulat și la Tiraspol. Însă, până ca acest lucru se întâmplă, urmează să avem un șir de reglementări care reiese din situația reală. Și asigurarea cu securitate și imunitate diplomatică a celor care funcționează acolo. Solicitarea a fost auzită, urmează să gândim și să venim cu o decizie în acest sens. Analistul politic Octavian Țâcu crede că, de fapt, Moldova a cedat presiunilor Moscovei. Este legat de, eu cred, de un trend ascendent al influenței ruse, inclusiv după numirea lui Rogozin. Cred eu că este legată și de actul de guvernare în sine, necesitatea obținerea unor condiții avantajoase în renegocierea contractului cu Gazprom. Nu cred că un premier ar putea să-și permită luxul ca să-și schimbe peste noapte părerea. Că aceștia 100 sau 120 de mii de cetățeni ruși, de fapt, sunt folosite de către Moscova pentru exercitarea presiunilor asupra Chișinăului și un pretext eventual în caz de, să nu dea domnul, desigur, de acutizarea raporturilor între maluri, de fapt, rușii pot folosi acest pretext pentru orice intervenție și de altă natură în această regiune. Așadar, domnilor, cum se explică decizia schimbătoare a premierului Vlad Filat? Acum două zile zicea că nici într-un caz nu se va deschide un consulat rusesc la Tiraspol, iar acum, iată, și-a schimbat părerea la 380 de grade. Domnule Gurin. Dimpotrivă, premierul este consecvent în schimbările sale, pentru că și anterior, practic, la o distanță de câteva zile, declara una, făcea alta și dorea a treia. Dacă o luăm chiar de la anul trecut, depolitizarea instituțiilor, lupta antimafie, remanierile guvernamentale, peste noapte optica se schimba total diferit. Probabil sub presiune s-au întâmplat aceste lucruri. Primele declarații sunt, să le spunem așa, pornesc din pornirile sincere sau din suflet. Declarațiile următoare pornesc din pragmatism și din gândirea logică sau din influența care este exercitată. Și probabil că este unul din premierii Republicii Moldova cei mai, nu ca Bilda, cei mai oscilanți în declarațiile și în flexibil, opțiunile. Flexibil. Ar spune cineva flexibil, dar de fapt este o oscilație între aceste lucruri. Lumea credeți mai spune că a făcut-o de sine stătător pentru că s-a răzgândit, s-a mai gândit, a analizat sau a fost presat, așa cum crede Nu, cred că a analizat lucrurile, nu cred că a sunat cineva de la Moscova sau consilierii sau adunat și au spus ce ai făcut, ai spus că niciodată, așa nu mai vedem reintegrarea țării.
Nu, cred că s-a gândit să dreagă busuiocul, spun moldovenii. După ce face o declarație mai dură, încearcă să dreagă busuiocul pentru ca cineva cumva să nu se supere și să nu pui noi condiții în negocierile prețului la gaz, negocierile prețului la energie electrică și multe, multe, multe altele. În considerație că suntem șantajabili. Suntem șantajabili, suntem cu suveranitatea și, cu suveranitatea și independența limitată. Așa suntem. Domnule Gurău, care este părerea dumneavoastră? Credeți că motivele invocate de premier pentru că și-a schimbat părerea sunt suficiente? Eu privesc lucrurile mai complex, deoarece nu trebuie să uităm că totuși ieri au avut loc și negocierile la Viena în formatul 5+2 și rezultatele negocierilor la Viena cred că au lăsat o amprentă, ori mersul negocierilor au lăsat o amprentă. Totuși, dacă revenim la nuanță de șantaj, influență, toți politicienii din Republica Moldova sunt influențați. Mai există și provincialismul nostru politic de sute de ani, că de fiecare dată au mers la tronul sultanului pentru a primi favoruri. Și în legătură cu acest caz, vizita domnului Rogozin la Chișinău, făcută, să spunem așa, într-un termen foarte restrâns, pe data de 16 și 17, eu cred că după aceste întâlniri s-au pus unele accente. S-au pus unele accente cei ce ține de reintegrarea Republicii Moldova, relațiile noastre cu Federația Rusă. Credeți că Rusia își dorește ca Republica Moldova să fie reîntregită? Are un plan nou sau va reveni la COSAC? Eu vreau să vă spun că Rusia este interesată ca Moldova să fie reîntregită. Cum argumentați? Și vreau să vă spun că este greșit. E greșită, după părerea mea, opinia celor care spune că Rusia se mulțumește doar cu Transnistria. Ea nu se mulțumește nici cu Republica Moldova. Ea vrea să-și întărească pozițiile în Republica Moldova, din punct de vedere a amplasării geostrategice, este foarte convenabilă pentru Rusia și nu suntem noi cheie de biserică, dar mai există și Balcanii. Pentru Federația Rusă este foarte important influența în Balcani, nu numai din punct de vedere politic, dar și din punct de vedere economic. Aici trebuie să facem trimitere la concurența celor două megaproiecte energetice și trebuie să luăm în considerație și toate acele acțiuni pe care le întreprinde Statele Unite și țările din Europa Occidentală în legătură cu exportul democrațiilor în unele țări ale Orientului Mijlociu. Ceea ce s-a întâmplat în Siria, ce se întâmplă în Siria, în alte țări. De aceea, Rusia, ca un jucător important în geopolitica mondială, are interese sporite. Domnule Corupceanu, dumneavoastră credeți că Filat a făcut-o și a schimbat părerea așa de sine stătător sau că a fost influențat de către forțe din exterior în luarea acestei decizii? Eu cred că trebuie să facem o diferență între declarațiile domnului Filat și conținutul acestor declarații sau ce esența acestor declarații. Sunt de acord cu colegii care au menționat că domnul Filat nu este persoana și nu a expus niciodată o continuitate sau o strategie privind soluționarea unor anumite probleme din societate, nu doar problema transnistreană. Domnul Filat, de fapt, este persoana care reacționează de moment și încearcă să acopere anumite găuri de moment, tocmai, după cum spuneam, din lipsa unui program bine aranjat, chipzuit, de soluționarea anumitor probleme. Și problema soluționării conflictului transnistrean și integrarea țării nu este o excepție. Nu este, și Guvernul Republicii Moldova nu are nici aici un plan bine gândit cum sau pe care cale să meargă. Cât ține de trebuie sau nu trebuie ca o țară sau în cazul concret Federația Rusă să ai un consulat în partea stângă a Nistrului, eu nu aș da dreptate acelor experți și acelor mijloace de informare în masă care ar prezenta doar opinia unor experți, precum că, uite, este o impunere din partea Federației Rusie.
Pentru că, în primul rând, trebuie să întrebăm acești experți de câte ori merg în regiunea din stânga Nistrului ca să vadă problemele cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc în stânga Nistrului și să vadă este nevoie sau nu este nevoie. Eu m-aș bucura ca în stânga Nistrului, pe lângă un consulat al Federației Rusă, să existe și un consulat al României și un consulat al altor țări ale Uniunii Europene, pentru că dacă țările străine își permit deschiderea unor consulate, este bine, pentru că este interesul cetățenilor Republicii Moldova pentru a le ușura anumite lucruri în momentul în care au nevoie să apeleze la aceste consulate pentru a-și rezolva anumite probleme. Deci nu văd nicio problemă aici. Domnule Țicu, care este necesitatea deschiderii acestui consulat rusesc în Tiraspol și ce efecte poate avea acest lucru? Dar este o necesitate firească. Eu nu văd de ce au apărut. Altceva m-a deranjat e ipocrizia declarațiilor în general și nu numai la Vlad Filat, dar și la domnul Karpov. Pentru că ipocrizia, eu cred că este o dovadă a lipsei de înțelepciune politică, în primul rând, și a lipsei unei viziuni. Eu cred că este o lipsă a ceea ce americanii numesc know-how. Și îmi pare rău că în jurul lor sunt consilieri care ar putea să le dea niște lecții de acelor scăpări care nu le-au avut ei în momentul când trebuiau să le acumuleze. Pentru că este inadmisibil în condițiile în care, sigur, eu sunt de acord că domnul Greu are dreptate cu chestia că Viena a creat pentru Republica Moldova o altă realitate. Și eu sunt înclinat să cred că pentru moldoveni, pentru delegația moldovenească a fost o surpriză în genele ce li s-a impus la Viena. Și acest lucru a determinat degringoladă. Dar asta vorbește că noi nu suntem stăpâni în general pe felul cum abordăm problema transnistreană. Și lucrul ăsta, pe fundalul faptului că nu avem certitudinea controlului, determină aceste schimbări de atitudine. Pe mine mai mult m-a... Înseamnă aceasta că Chișinăul a cedat în fața separatiștilor? Nu este cedare, este o recunoaștere a unei realități. Cine a spus că Transnistria nu va fi parte egală a formatului de negocieri? Din moment ce formatul 5+2 inițial a presupus ca Transnistria să fie o parte a formatului de negocieri. Dar domnul Karpov anul acesta a spus că nici într-un caz Tiraspolul nu poate să fie parte egală în negocieri. El știa că lucrul ăsta este o chestiune care are nevoie doar de o recunoaștere formală. Nu era nevoie, deci sunt... Haideți să zicem, este un limbaj diplomatic care trebuie respectat ca să nu te faci penibil în general în context, mai ales când exerciți o funcție într-un stat. Și uitați-vă și declarația lui Vlad Filat. Pe mine în sine nu m-a surprins faptul că el va recunoaște în sfârșit faptul că Rusia are dreptul la deschiderea acestui consulat. Alta este problema că noi de-a lungul timpului am acceptat aceste chestiuni din partea Federației Ruse în condițiile în care deci nu există o certitudine în privința în general ce va fi cu această Transnistrie și așa mai departe. Dar faptul că a legat recunoașterea acestui consulat, de faptul, da, înțelegeți, dar România are de acum 3 consulate. Motivul pe care l-a invocat. Aici eu aș privi ipocrizia adevărată, da, că le ești de cineva. Și eu aș spune că asta este în condițiile în care analizez că Rogozin spune că problema unionismului este una care deranjează pe mult și ar trebui să facă Moldova credibilă prin evitarea unor presiuni externe de genul apropierii de România. Mie mi se pare atunci normal, când pun cap la cap chestiile astea, mi se pare că sigur este o presiune din partea Moscovei să accepte un limbaj care ar plăcea Moscovei pentru această situație. Asta este o chestiune care ar trebui să dea de gândit clasei politice. Dar pot pretinde la deschiderea consulatelor în regiunea de est a Republicii Moldova mai multe țări. Și atunci să înțelegem că prin deschiderea acestor consulate poate fi recunoscută această Republică Transnistreană? Noi trebuie să analizăm corect, pentru că domnul Țicu a spus un lucru foarte adevărat. Însuși limbajul diplomatic prevede că dacă este vorba despre formatul 5+2, ceea ce s-a confirmat prin documentul semnat de la Viena, a recunoscut un adevăr. Părțile sunt la masa de negocieri. Da, s-a adăugat fără statut juridic. Fără statut juridic, asta înseamnă că nu are un statut determinat din punct de vedere al dreptului internațional. Dar când vorbim, nu sunt de acord, când vorbim despre faptul influenței rusești asupra unui proces. Pentru că noi avem influențe și noi suntem o țară influențabilă din punct de vedere al factorului extern, din partea tuturor. Dacă luăm partea română, Europa, Statele Unite și așa mai departe. Și pe mine mă sperie uneori această sperietoare
Rusia. Sperietoarea aceasta ne face, dar ne avem aduce două sperietori, foarte... domnule Gurău. Unii ne sperie cu România, că... alții ne sperie cu Rusia. Foarte corect. Numai că și unele... sunt niște provocări pe loc gol. Doamna moderator, trebuie să știți că orice acțiune va naște contraacțiune. Și cu cât este mai mare, mai puternică acțiunea, cu atât de puternic, cu atâta puterea va fi dublă din partea contracțiunii. O singură precizare, domnul Gurău. Da. Nu putem pune România și Rusia în același oală, pentru că Rusia este țara care la ora actuală menține armate pe teritoriul Republicii Moldova și susține un regim separatist. Clasa politică românească, politică românească și la nivelul clasei politice nu există un mesaj clar unionist. Lucrul ăsta este o chestiune care acum a fost vehiculată de Rogozin, așa cum se face în regiunea Transnistriană. Noi știm pentru care... Ba de loc, noi și fără Rogozin simțim asta interior, zi de zi, domnul. Și în interior am vorbit de foarte multe ori. Ideea unirii politice este o chestiune marginală acum, la ora actuală. Noi avem alte priorități pe care ne putem axa. Foarte corect. De aceea eu și-am spus că acțiunea născută, poate că și artificial, ce spuneți noastră de unionism, ea este o contraacțiune din partea rușilor, este exploatată, dar eu nu cred noi că rușii nu-și dă seama de această... Noi, ca atare, toți suntem unioniști. Unii numai se văd într-o uniune, într-o țară, România mare, eu, de exemplu, văd Moldova mare, alții văd Uniunea Sovietică. Și, în esență, da, dar moldovenismul dumneavoastră e selectiv, că el este antiromânesc, că el ar trebui să fie complex. Tocmai paradoxul este că românii au catalogat întotdeauna moldovenismul ca o invenție stalinistă și selectivă, deși moldovenii au existat și până la apariția statului modern român. Eu cred că chiar dacă pe alocuri nu sunt de acord domnul Țicu și cu domnul Greu, dar dreptatea ambilor este... că totul depinde de capacitatea de discuții a diplomației moldovenești. Pentru că în momentul în care ambasadorii Republicii Moldova, în momentul în care colaboratorii Ministerului de Externe ar fi avut capacitatea să discute cu părțile cu care se întâlnesc în procesul de negocieri, să insiste pe interesul Republicii Moldova, eu vă asigur că rezultatul ar fi fost altfel. Și această capacitate ar fi născut o deschidere mai mare. Evident. Pentru că în momentul în care iarăși vorbeau colegii despre anumite tradiții de a merge la, eu știu, împăratul cel mai mare, asta au făcut-o acei demnitari care nu au avut capacitatea să se gândească, să elaboreze, să poată să poarte negocieri în interesul propriului popor. Și au alergat de fiecare dată cu mâna întinsă, s-au așezat în genunchi. Dar aceasta au făcut-o toți. Poftiți? Aceasta au făcut-o toți, în afară de Ștefan cel Mare. Ei, nu chiar toți. Nu chiar toți. Dar bine, haideți să nu uităm că au mai fost anumite, deci, etape de istorie cu anumite caracteristici și atunci când noi pretindem că ne dorim o țară democratică, atunci când pretindem anumite valori, etc., și atunci dacă nu poți și nu ai capacitatea să insiști pe interesul național, atunci pe care interes să insiști într-o negociere? Pe dorință, bună. Pentru dorința de a-ți căpăta Sergiu, anumite... hai să ne definim ce e asta interes, pentru că voi aveți un interes, domnul Gurău altul, Cornel nu. Are alt interes. Deci, este... Și de cine sunt ghiodate aceste interese? Interesul este unic, țara. Doamnelor și domnilor, am revenit în studioul EuroTV. Așadar, domnule Gurin, de ce credeți că clasa politică de la Chișinău, guvernarea actuală, e atât de dezorientată și totuși se lasă influențată de forțele din exterior? Sau este deja o tradiție ca să le facem pe plac celor care vin aici și vor să pună stăpânire? Colegii încearcă să găsească explicații foarte sofisticate, complicate, strategii, influențe. Diplomatice. Eu cred că lucrurile sunt mult mai simple. Sportul național la moldovenii e călcatul pe greblă, dat-o în bară și lovit-o cu capul de perete. Și după ce le reușește ceva bun, de exemplu, au ales președintele și au în față o perioadă de stabilitate. Imediat după asta se încep problemele, pentru că nu au strategie, nu au capacitate administrativă și chiar nu au capacitate de consolidare și de stimulare a eforturilor într-un anumit domeniu. Și de aceea încep aceste declarații deșanțate sau
Poate că există o strategie, dar această strategie este anume sustragerea atenției publice de la problemele serioase spre niște teme care întotdeauna au provocat, întotdeauna au dezbinat societatea și întotdeauna nu au dus la nimic decât la discuții sterile. Tot ce se întâmplă acum legat de limbă, unire, Rusia, discriminare, steaguri, ocupație, reclamă în diferite limbi și așa mai departe, toate aceste lucruri sunt lucruri false. Și de cine cei sunt care ghidate? Se dedau, și pentru că aceste lucruri sunt provocate de cei care le promovează. Și cineva le finanțează. Extremele au nevoie de acest lucru pentru că ei sunt în criză de idei și de fapt nu pot promova, dacă vorbim extrema dreaptă, extrema stângă. Cei care sunt la guvernare trebuie cumva să reacționeze și pentru că sunt într-o anumită conjunctură actuală, o alianță de integrare europeană, trebuie să le facă pe plac anumitor colegi. De aceea, spre exemplu, apar aceste idei năstrușnice cu condamnarea, cum se cheamă asta, nu a proxenetismului, dar... Discriminare. Au fost niște inițiative mai deșanțate. Cei care utilizează resursele proxeneților, apoi diferite condamnare pentru castrare chimică, pentru publicitatea în limba rusă sau într-o altă limbă, publicitatea sexistă și așa mai departe. Aceste lucruri, dar nu îl doare pe nimeni lucru de acesta, în afară de 2-3 deputați care se uită la televizor sau merg din când în când la film. Să meargă la țară, să meargă să vadă cu oamenii ce se întâmplă și să explice ăluia ce promovează el. Eu cred că ori ar fi fugărit în furți de acolo, ori pur și simplu spune asta, e venit de undeva, nu e de pe planeta noastră cu problemele cu care a ajuns aici. Eu cred că intenționat se sustrage atenția de la lucruri importante și poate se încearcă arunca umbra alte chestiuni mai dureroase pentru oameni, pentru că e vorba acum de majorarea salariilor demnitarilor, e vorba de anularea unor compensații pentru pături mai speciale ale populației și pentru ca lucrurile acestea să nu fie discutate, să nu se trezească cu proteste, se încearcă arunca asemenea petarde în spațiul public și în discuție. Și este păcat, pentru că 3 ani de zile cam asta s-a făcut și acum iarăși se merge tot mai departe. Eu credeam că o să fie totul altceva. Să-l întrebăm pe domnul Burău ce petardă ei pregătesc pentru 1 mai. Nicio petardă, deoarece Congresul Civic a arătat că poate organiza, se poate organiza, se poate auto-organiza și pe 1 mai cred că o să fiți martorii unei manifestări pașnice, ca de obicei, cum au fost organizate, dar revin la ceea ce a spus domnul Gurin, ceea ce noi am discutat în prima parte, cred că interesează foarte mult populația, deoarece dacă îți priviți sondajele de opinie publică, o să vedeți că deja cetățenii taxează politica actuală de stat și dacă noi în 2008 am avut circa 72% de euro-optimiști, să spunem așa, susținători ai ideii integrării în Uniunea Europeană, acum acest procent a scăzut dramatic și ideea cu care vin colegii social-democrați prinde mai mult și mai mult simpatizanți. Dar nu este una reală până la urmă, domnule Corupceanu, această uniune vamală euroasiatică, până la urmă încă nu este formată, nu funcționează, iar dumneavoastră vreți referendum. Doamna moderatoare, îmi cer scuze, domnul Greu, ca să fie foarte clar pentru telespectatori. Eu vă rog să vă documentați și dumneavoastră pentru ca să nu continuăm să ducem lumea în eroare. Dumneavoastră aveți perfectă dreptate când spuneți că Uniunea Euroasiatică nu există. Corect. Dar Uniunea Bamală există. Dar nimeni nu face referendum cu Uniunea Euroasiatică. Există Comunitatea Economică Euroasiatică și în cadrul acestei comunități este constituită Uniunea Bamală dintre 3 state, Rusia, Belarus, Kazahstan. Deci sunt absolut 2 lucruri diferite de ceea ce noi vorbim. 1. 2. Uniunea Euroasiatică care a zburat așa prin public ca un concept, mai mult este o uniune politică, ceva asemănător Uniunii Europene. Pe când Comunitatea Economică Euroasiatică este doar o platformă economică și nu trebuie să ducem și lumea în eroare pe chestia de ce asta. Noi trebuie să tânjim să mergem într-acolo? Care vor fi avantajele noastre? De ce să ne dezicem de Uniunea Europeană și să mergem... Dacă nu mi-ați permis să-mi expun gândul până la cap, am făcut o trimitere la colegul social-democrat, dar problema este că trebuie să privim lucrurile mai complex. Noi atunci când ne vom ghida doar de ceea ce vorbim și ne ducem la țară, noi tot ne ducem la țară, au fost Sfintele Paște, ne-au îndus, ne-am întâlnit cu cei apropiați și evident că oamenii sunt foarte nemulțumiți.
Da, unii s-au dus, s-au iertat păcatele, însă situația care se creează și din punct de vedere economic și din punct de vedere politic în zonă, în euro, în Uniunea Europeană, în această zonă euroasiatică, avem și Orientul Mijlociu care tot fierbe, ne arată că trebuie să avem mai multe variante pentru soluționarea problemelor socioeconomice din Republica Moldova. Noi nu trebuie să ne aflăm și întotdeauna să fim ghidați doar de exemplu și ne uităm în gura politicienilor care vorbesc că alternativă nu există. Eu vreau să le răspund, alternativă întotdeauna există. Întotdeauna există, dar trebuie să o alegem pe cea mai bună. Păi trebuie să discutăm, care sunt punctele slabe, care sunt punctele forte, ce priorități, care sunt, dar nu trebuie să vorbim din start că ceva respingem. Eu nu am văzut niciodată, de când sunt formate uniunile în Est, de când sunt formate IAT și CSI, nu a dus la niciun rezultat. De aceea și întreb. În Uniunea Europeană avem alt exemplu și toți tindem ce ca haideți. Acolo oamenii trăiesc mai bine, primesc salarii mai bune și trăiesc mai civilizat. De ce? Democrația pentru că acasă. Nemții nu sunt moldoveni. Pentru că francezii nu sunt ucraineni. Nemții nu sunt ruși. Și nemții nu sunt ruși, da. Domnule, pentru că toți suntem diferiți. Dar moldoveana asta nu este poreclă. Doamna... Poftim? Moldoveana asta nu este dar poreclă. Dar nemții au fost poreclă. În gura cuiva. Doamna Ecaterina, deci nu vreau să vorbesc mult de CSI. Pe mine mă interesează să discut Uniunea Europeană și Comunitatea Economică Euroasiatică, dar pentru că ați pus întrebarea, dar ce avem? Pentru că tocmai continuăm să facem greșelile, că nu observăm binele. Oare pentru spațiul CSI, cetățenii Republicii Moldova nu au dreptul la liberă circulație? Au dreptul la liberă circulație. Oare pentru spațiul CSI nu au acord de comerț? Ori pentru spațiul CSI nu au alte avantaje? Le au. Iar noi încercăm să închidem ochii, să nu vedem aceste avantaje, să ne gândim, nu, vrem doar avantajele Uniunii Europene. Nu, inclusiv și cele economice. Corect. Acum, dacă vorbim de Uniunea Europeană, oare cetățeanul simplu știi ce înseamnă Uniunea Europeană? Oare cineva i-a spus cetățeanului simplu cum a fost constituită Uniunea Europeană? Știe ce înseamnă pentru că el acolo pleacă înseamnă, la muncă. Eu știu ce înseamnă Uniunea Europeană pentru că tâmpiță ăștia din Moldova îmi deschid dosar penal pentru că Uniunea Europeană le impune aprobarea legii antidiscriminare. Pentru că broșura care era la mine în mașină împotriva homosexualilor din Moldova m-au făcut să deschidă dosar penal precum că acțiunile lui Coropceanu duce la înjosirea demnității naționale. De este când, personală deja. De când homosexualismul este demnitate națională? Iar dacă continuăm să discutăm. Da, sunt de acord cu colegii când spun, lumea trebuie să știe. Important pentru noi este să le dăm posibilitate cetățenilor să se expună printr-un vot, la referendum. Nu între 52 sau 60 de deputați în Parlament care s-au înțeles, nu știu cum, să aprobe niște decizii. Cetățenii trebuie să-și exercite. Domnul Coropceanu, noi avem exemplu trist când nu a mers referendumul pentru alegerea președintelui țării. Credeți că acum lumea va înțelege ce vreți dumneavoastră noi de la ei? Noi avem și exemplu trist că actuala Alianță pentru Integrare Europeană a uzurpat puterea în stat, a modificat legile așa cum i-au convenit dânșilor, au făcut multe alte borovoațe. Dar nu trebuie să suferi poporul Republicii Moldova. Este de datoria inițiatorilor acestui referendum să-și asume responsabilitatea, să explice, da. Să meargă în și fiecare sat. Și de unde veți lua bani dumneavoastră ca să le explicați, să mergeți, din să organizați toate din contribuțiile referendum. Fiecăruia. Și vă asigur că atât fiecare bănuț de unul care va fi adunat la grupul de inițiativă sau din exterior. Va fi, dar ce unii din exterior? Eu nu am bunici prin Las Vegas sau prin altă țară. Nu, eu înțeleg. Atunci când guvernarea ia de ce blamăm folosește un factor exterior și nu facem trimitere și la celălalt? Și ce dacă va fi susținut de către niște cetățeni care fac afaceri aici, ori câte acțiuni ale actualei guvernări, inclusiv și acel referendum despre care urmă, vorbim, domnule, a fost finanțat de unde? Din granturi europene. Spuneți-mi, vă rog, cine a luat decizia că Moldova trebuie să se integreze în Uniunea Europeană? Cine? Partidul Comuniștilor. Partidele, cetățenii Republicii Moldova, nu. N-a fost guvernarea. De aceea au alegeri guvernarea aceasta. Până la urmă, ca să nu facem în fiecare referendum. Deci, pentru mine este important, eu încerc scuze doar o secundă, pentru mine este important ca atâta timp
cât clasa politică de la guvernare se ocupă doar cu spunerea de povești și promisiuni către cetățeni și să nu facă nimic pentru omul simplu, să căutăm ieșiri din situație. Atunci, ce mai nevoie mai avem de guvernare? Să-i lăsăm baltă, să-i ocupăm noi de referendum. Pe ăștia care sunt acum la guvernare, chiar trebuie să-i trimitem acasă. Niciodată. Nu avem nici nevoie de guvernare pentru că noi putem singuri să decidem. Poporul are dreptul să decidă și este dreptul constituțional. Articolul 2 spune. Puterea aparține poporului. Și noi am venit cu propunerea ca atâta timp cât procesul integrării Uniunii Europene, cel puțin încă 20-30 de ani, să putem să soluționăm anumite probleme stringente astăzi pentru Republica Moldova, probleme economice. Ori aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan și la comunitatea economică euroasiatică va aduce soluționarea acestor probleme. Și repet, aceasta nu este o structură politică, este o înțelegere înțelegeri economică la capitolul libera circulația mărfurilor, libera circulația cetățenilor, libera circulația capitalului, libera circulația serviciilor pe acest dar spațiu. Dar acum circulă deci nu încurcați doar libera circulație, inclusiv cu celelalte taxe, acciză care s-a adaugă. Eu cred că Sergiu a făcut o bună propagandă acum, o chestiune care trebuie demitizată. Eu cred că noi știm foarte bine că, Sergiu, noi știm foarte bine ce stă în spatele acestei economii, deci acestei uniuni vamale și cu ce se va solda pentru Republica Moldova. Este o chestiune clasică, imperială, deci pentru că dacă Rusia ar avea credibilitate, din punctul meu de vedere, ca negociator, dacă eu aș vedea la nivelul clasei politice ruse o schimbare de mentalitate sau de limbaj în ceea ce privește Republica Moldova, dar atunci când tu numești un șovinist velicorus, așa, în calitate de reprezentant în negocierile pentru Transnistria, reprezentant Federației Ruse... Aveți dovezi că este șovinist? Păi sigur, există clare dovezi. Sau dialogul timpului, luați biografia lui și o să vedeți. Comparați un limbaj diplomatic, clasa politică, nu, eu mi-asum responsabilitatea. Eu știu, dar... Eu am văzut videoclipul pentru Rodina, am văzut videoclipul, eu sunt intelectual, am dreptul, nu trebuie să vorbesc ceea ce cred, așa. Deci este clipul, ăla, clipul în care el vorbește aceste Moscvu ad greazii, deci în care este un mesaj clar șovinist. Poate au vrut să măturii străzile. Haideți să vorbim. Vreți spuneți că declarațiile din ultima perioadă al lui Dick Schubert sunt mai... Să finalizez. Deci noi știm că până acum Rusia a tratat, cum a tratat? Noi am avut experiența 200 de ani. Noi trebuie să ne definim. Suntem euroasiatici sau europeni? În general, suntem asiatici sau suntem europeni? Este o chestiune de determinare, de mentalitate până la urmă. Pentru că dacă, ce dacă răspundem că suntem europeni, atunci trebuie să ne raportăm la niște chestiuni care funcționează în spațiul european. Avem statul de drept care funcționează în Uniunea Europeană, avem drepturile omului, avem chestiuni de funcționalitate economiei de piață, avem libertăți care se respecte și este o structură care funcționează și care este un model de atracție pentru noi. Ce ne oferă Rusia? Să vedem din punct de vedere a formatului deci politic. Este o țară care se află pe locul 140 ceva la nivelul de corupție în lume, cu 75% din structurile de putere penetrate de serviciile secrete ruse, cu un nivel scăzut al medicinii și cu alte lucruri care, cu o fugă masivă de populare a spațiilor, în mod special a intelectualității, care pleacă din lipsa de alternative. Și toate astea ne face în ultimă instanță să vedem ce vrem. Eu aș vrea să văd, pentru că există multe conexiuni cu spațiul estic. Noi am trăit într-o dimensiune care avem conexiuni. Îmi place și mie să mă uit la Ivan Vasilici Mineai Profesiu. Dar ce chestie are asta cu opțiunea mea politică pentru un viitor? Este un mit chestiunea integrării Uniunii Europene la ora actuală. Dar el nu trebuie pedalat, trebuie pedalat în așa măsură încât schimbarea în general trebuie să se raporteze la model. Implementarea reformelor. Deci este vorba de o adaptare. Avem un model care trebuie implementat. Dacă clasa politică nu-și asumă responsabilitatea pentru implementarea acestei schimbări, Uniunea Europeană este într-un proces complex acum de restructurare. Are nevoie de integrarea acestor spații care, vedeți că procesul de extindere nu s-a oprit. Croația va urma. Vor urma și multe alte state, inclusiv, eu cred, și Turcia va urma și Ucraina, pentru că este o chestiune de extindere acestei civilizații în raport cu altele. Este o chestiune, dacă vreți, de viață și de moarte în contextul în care funcționează la ora actuală lumea. Și este o chestiune și o bătălie pentru factorul demografic în totalitate. Noi trebuie să ne determinăm în acest context unde vrem să mergem. Și din câte eu mi-aduc aminte,
Chestiunea, deci, redirecționării poliției externe moldovenești spre integrare euroatlantică a fost dezideratul Partidului Comuniștilor în Republica. 2002. În 2002, iar după atingerea frontierei Uniunii Europene, prin planul de acțiuni și toate aceste schimbări structurale, inclusiv redefinirea și de redenumirea Ministerului de Afaceri Externe și Integrare Europeană, există un interes național la ora actuală, aderarea la Uniunea Europeană. Atunci când vin chestiuni alternative, atunci trebuie să ne întrebăm ce vrea acest partid când prezintă asemenea lucruri. Este un lucru foarte simplu, deoarece noi, în acele momente când vorbim despre standarde europene, când vorbim despre un mit pe care tindem și când avem din partea elitei, birocrației acestei Uniuni Europene duble standarde, noi revenim la ideea că, de altfel, birocrația europeană nu se diferă cu nimic de birocrația post-sovietică. Pentru că, da, cu adevărat, în 2002, Uniunea Europeană, adică Partidul Comuniștilor, a fost cel care a inițiat procesul de integrare europeană. Iar mai apoi, noi am văzut o monitorizare strictă din partea birocrației de la Bruxelles, anume acestui regim politic. Ce vedem noi la momentul actual? Iluziile, ori mitul european a devenit un mit depărtat, anume prin acțiunile acelor birocrați pe care îi avem noi, aici la Chișinău, a clasei politice. Ei au dus la situația care este. Pentru că eu, ca simplu cetățean, aș fi dorit ca birocrații de la Bruxelles să aibă același comportament, aceeași viziune. Și noi să nu avem aceeași situații la Chișinău, cum ați enumărat-o cu Rusia. Avem aceeași situații cu corupția, aceeași penetrare a politicului cu clanurile politico-oligarhice și structuri speciale pe aici, pe teritoriul Republicii Moldova, și atunci acest mit, de altfel, este nu o petardă, o fumigenă, pur și simplu. Asta e drept, dar cum? Avem nevoie de schimbare, domnul? Avem nevoie de schimbare, dar schimbarea trebuie să fie calitativă pe interior. Și nici de cum nu trebuie să facem trimitere că rusul e vinovat, românul e vinovat, ori neamțul e vinovat. Este vinovat. Eu mă referam la limbaj, nu mă referam. Și la model. În ceea ce privește, suntem euroasiatici, păi ar trebui să ne gândim cine a fost Cantemir. Deci și mulți alți înaintași ai noștri. Cantemir. Nu știm cine a fost Ștefan cel Mare, domnule Gurie. Cantemir era european, domnul. Era euroasiatic. Dacă nu scria așa, dacă nu era european. El era euroasiatic. De asta și era Temir. Am ajuns la filozofia lui Cantemir. Dar cine suntem noi? Noi suntem o țară europeană. Vedeți? Dar nu euroasiatică. Și exact, noi pretindem într-o comunitate, într-o uniune vamală. Unii sunt componente, trei țări europene. Care este cu nu mai înțeleg. Kazahstanul este europeană țară. Prin ce este european? Da, haideți să revenim. Noi am mai discutat la tema, cu domnul Corupțean am discutat la tema Uniunii Economice și avem exemple foarte clare cât de sinceri și cât de corecți și așa mai departe sunt și cei din Federația Rusă, exporturile de vinuri, exporturile de produse agricole, știm foarte bine. Avem exemplul Kazahstanului, unde investitori din Republica Moldova au suferit și în continuare suferă foarte mult, sunt într-un proces de judecată, poate i-a ajutat cineva să-și rezolve până la urmă instanțele internaționale, pentru că cei de acolo chiar au comis un atac Raider clasic și așa mai departe, cu ajutorul guvernării noastre sau nu, rămâne să ne lămurim, dar au fost aceste scrisori. S-au învățat de acolo. Este Belarusul, care până acum este un pare al Europei și de care toți își fac cruce când aud. Nu au încotro, pentru că am spus de câteva ori despre tranzitul gazelor care trece și prin partea acestui teritoriu. Dar dacă vorbim înapoi despre consulat și despre ce trebuie să fie deschis, eu nu am văzut cozi la consulatul Rusiei de la Chișinău. E distanță de 100 de kilometri. Dar eu am văzut cozi enorme la consulatul României, am văzut cozi la Centrul Unic de Vize. Enorme. Pentru că noi avem acea libertate cu partea CSI. Păi am spus că nu avem acea libertate. Se duc, trebuie dar să vină Europa trebuie să fim o turmă care stăm și ne cerșim. De ce este necesar consulatul? Dar dumneavoastră ați spus că
suntem o țară. Înseamnă că oamenii vor acolo. Ei nu ne vor europeni. Oamenii nu pleacă în Rusia, oamenii nu pleacă. Oamenii nu pleacă în Kazahstan, oamenii nu pleacă în Belarus. Să știți noastră că nu pleacă în Kazahstan și în Rusia bani mai mult decât sunt în Europa. Sunt duși tot de ruși, nu sunt, nu s-au dus din capul lor. Lăsați, vă rog. Deci e clar vectorul de integrare în Uniunea Europeană. Acele sondaje care au fost lansate recent cu scop provocator, știm noi despre ce este vorba și cine le-a făcut. De când ați devenit un politic deja cu scop provocator. Ultimele sondaje. Sunt niște măsurări sociologice. Sondaj care a fost lansat de către un grup sociologic care a apărut peste noapte, din niște consilieri care au consiliat aici altceva. Datele de la Vama Moldovenească arată că cel mai mare flux de cetățeni care a trecut hotarul Republicii Moldova la sărbătorile de Paște, a fost la Vamile, Otaci, Criva, în zona spre Ucraina și spre CSI. Nu e bine eu acasă. Domnul Gureu, păi da, păi nu, noi vorbim despre faptul că acolo stau cozi. Da, stau cozi. Păi vin, fug de acolo. Nu, fug, dragii mei, oamenii nu, căsăriețe din tocmai fug, că invers circulația este liberă. Și nu există nicio măsură care ar arăta câți cetățeni ai Republicii Moldova sunt în Domn Europa? Domnul Gureu, eu sunt sigură că nici dumneavoastră nu vă doriți în Uniunea aceasta vamală euroasiatică. Ba îmi doresc, din punct de vedere economic îmi doresc. Înțelegeți clar toate aceste avantaje și dezavantaje, dar asta dictează politica partidului. Stimați colegi, uitați-vă ce de bine am început-o noi emisiunea, fiind toți într-un fel... Toți diferiți, toți egali. Da, dar cu aceeași punct de vedere. Și eu cred că sfârșim emisiunea tot pe aceeași poziție. De ce? Pentru că este normal ca fiecare dintre noi, ca cum și fiecare dintre cetățenii Republicii Moldova, să aibă o anumită părere și o anumită viziune. Problema este în altceva, întrucât noi suntem de sinceri atunci când ne expunem punctul nostru de vedere și să-l spunem cu acele argumente adevărate și să încercăm să utilizăm anumite argumente false pentru a duce opinia publică în eroare. Pentru că în momentul în care noi, sau în momentul în care anumite persoane spun că noi dorim în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Repet, nu este o uniune politică, este doar o înțelegere economică și trebuie să facem diferența foarte bine. Vin cu argumentele respective. Cei care promovează ideea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană au dreptul să facă acest lucru cu argumentele respective. Cetățenii, în cazul în care va fi un referendum, dar totodată, totodată să spună și costurile care vor duce în spate cetățenii această integrare europeană. Dar vroiam pentru să... că se vorbește numai despre mit. Domnul Gureu, domnul costuri Gureu va avea numai clasa politică și cetățeanul, domnul Țicu. Eu vreau mai rău, costurile... mai rău decât acum nu o trăim, vă asigur. Mai rău decât domnul acum Țicu. Știți, bancul poate fi mai rău? Nu poate. Eu pentru clanurile oligarhice și cei care sunt, da, eu sunt de acord. Trebuie să intre în legalitate. Trebuie să-ți declari oricare, trebuie să-ți declari și să plătești la fisc, să scoți economia tenebră, să o bagi în lege. Pentru ei, da, va fi problemă. Domnul Țicu, unde sunt cele mai multe clanuri politico-oligarhice? Unde? Unde? Vreți să spuneți în CSI? Da. Arătați-mi, vă rog, oligarhi majori care au penetrat politicul în Rusia. Păi, dar din punct de vedere, date statistici, pot să vă spun din partea cealaltă. Haideți ca să vine să-ți gându. Deci în momentul în care se vorbește de aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, fiecare cetățean trebuie să știe la ce trebuie să se aștepte. Unu. Și doi. Eu nu-mi doresc să mai trăiesc în Republica Moldova 10, 20 sau 30 de ani doar cu gândul că iată va veni Uniunea Europeană în Moldova și ne va rezolva probleme. Dar nu trebuie să trăim cu gândul, trebuie să ne reformăm, să ne schimbăm spre bine. Caterina, asta se încearcă să transmită în Moldova, că toate relele astăzi în Moldova nu sunt din cauza impotenței conducătorilor că nu pot să rezolve întrebările. Dar pe cum că Moldova nu este în Uniunea Europeană? Nu veți mai avea acest gând? Vom trăi mai bine? Argumentați-mi, eu v-am spus că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, avantajele economice, o să permită Republicii Moldova. Care? Ce o să avem? În primul rând, deschide fabrici, uzini, în primul rând veți avea vom prețuri, deveni o țară industrială. În primul rând veți avea prețuri mult mai mici la resursele energetice. Mult mai mici asta cât? Cel puțin cu 30%. Cel puțin cu 30%. Și? Cum și? Cu 30% că nu-s de acord, dar 20% precis. Eu nu am nevoie de prețuri mai mici, eu am nevoie de salarii mai mari.
Da. Păi ca să aveți dumneavoastră salarii mai mari, ca bugetul Republicii Moldova să-și permită să achite salarii mai mari, pensii mai mari și așa mai departe, trebuie să vină bani în buget. Iar banii în buget vin din economie. Iar ca să fii în economie, ai nevoie de cel puțin două lucruri, ca să fii așa simplist expus. Resursă sau materie primă ieftină și piață de desfacere. Sunt niște lucruri foarte, foarte, foarte importante. Iar Moldova, odată aderând la această piață de desfacere de cel puțin 200 de milioane de cetățeni, 1, 2, primind avantajele în urma importului, exportului... Dar ce o să le vinde? De la ceea ce se va produce aici în Republica Moldova. Ceea ce se va produce în Republica Moldova. Este o țară care se numește Estonia, care e în coasta Rusiei și care nu are la fel ca Moldova nimic și care și-a reorientat 90% toată economia spre vest și o duc foarte bine. Shining star of transition, așa? Care are un curs antrat în... Dar domnul Croceanu știe! Și care au ieșirea la mare, au porturile și au conductele și au... care... Octavian, vă rog, în momentul în care actuala guvernare ar fi discutat cu Uniunea Europeană proiecte concrete economice, în momentul în care noi ca cetățeni am fi văzut când Republica Moldova, proiectele energetice în 2 ani jumătate, în Republica, eu îmi cer scuze doar o secundă, se discută cu România cum se cumpere prin conducta românească gazul din Federația Rusă, se discută cu România cum se cumpere prin rețelele românești energie electrică din Ucraina, iată ce se discută despre România. Asta e o strategie de alternativă. Doamna Ecaterina, dar nu Republica asta se Moldova discută. Și mitul integrării europene ne costă foarte mult. 2 ani jumătate de când Alianța pentru Integrare Europeană la guvernare, noi am primit deja, conform datelor statistici, 870 milioane de dolari. Plus de dintre care 511 milioane credite, 359 granturi. Unde sunt banii? Pentru că ele nu se duc în investiții, nu se duc în acele proiecte strategice despre care vorbim noi, nu se duce în reformă. Ele dispar. Și atunci când vorbim despre factorul integrării europene, fără exemplificare concretă, noi atunci ne batem joc domnul de acest Gureu, popor. Aceiași bani au primit și Partidul Comuniștilor. Unde-s banii? Așa i-am întrebat domnul și eu, meu, Partidul Comuniștilor cu Fondul Monetar Internațional, în ce anul semna domnul Gurin acordul? Eu mă refer la Uniunea Europeană. De Uniunea Europeană, Europeană pe, 2005, pe timpul guvernării comuniste, ponderea în bugetul de stat a banilor de Uniunea Europeană era între 7 și 11%. La momentul actual se ridică până la 22%. Nu, unde-s banii din perioada aceea? Unde-s banii? Terminalul Giurgiulești, când a fost terminat, domnul Țipu? Schimbările structurale. Referate când portul. Nu-ți povești, domnul meu, că a stat 20 de ani. Era în perioada sovietică, marile proiecte staliniste. Vorbiți în concret. Nu este marile proiecte. Reforme structurale, domnul. Reformele structurale tocmai că au început cu ghiletina 1, ghiletina 2 pe vremea guvernării comuniste, domnul Țipu. Ghiletina Republicii Moldova. Asta s-a tăiat capul. Nici atunci, nici acum, populația Republicii Moldova nu trăiește mai bine. Vreau să vă întreb că am adresat această întrebare. Uitați-vă, noi am fost implicați într-o criză constituțională, instituțională, politică, numiți-o cum o vreți. Am fost preocupați de alegerea președintelui aproape 3 ani. Până la urmă s-a reușit acest lucru, avem și președinte. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, de ce se încearcă atâtea provocări și nu se acordă o atenție sporită, anume la dezvoltarea economică, anume la dezvoltarea bunăstării acestei țări și la niște lucruri de care avem nevoie? De ce nu se acordă o atenție sporită pensionarilor, bătrânilor solitari, copiilor rămași fără copii care se spânzură de dorul mamei? De ce ne încercăm să provocăm că avem nevoie de alt drapel, avem nevoie de referendum, avem nevoie de a doua limbă de stat și avem nevoie de să ne unim cu România. De ce nu ne-am face noi ordine aici în țara noastră ca să creăm atmosferă bună, civilizată, de a trăi într-o țară frumoasă așa cum ne dorim? Dar nu, unul vrea în vest, altul în est, altul să nu mai zic altfel. Domnule Gurin, de ce nu se întâmplă acest știți lucru și nu se înțelege? Pentru că sunt provocările acestea care irită. M-ați spre un gând. Probabil, poate că lucrurile astea se fac pentru că la un moment dat să iasă președintele, îți bat cu pumnul masă și spună, ia încetați toate discuțiile astea, începem a discuta altfel. Dar nu cred că așa va fi, pentru că nu este situația pentru o asemenea decizie.
și președintele țării. Din păcate nu va avea o putere care să poată el singur să decidă și să miște lucrurile. Iarăși, din păcate. Și deja primele, cât a trecut deja? A trecut o lună. De la momentul numirii în funcție, de la momentul alegerii, lucrurile nu par să se îmbunătățească. Spunea cineva în ziua alegerii că de azi grădina se va săpa singură, prețurile vor scădea și așa mai departe. Ei, nu este așa. Sunt lucruri care trebuie să le înțeleagă fiecare cetățean. Că politicienii își fac declarațiile politice, își promovează așa cum doresc ei programele. Ei uneori incită la anumite lucruri, ei uneori provoacă. Oamenii nu trebuie să ia în serios anumiți politicieni în Republica Moldova care... Anumiți politicieni în Republica Moldova care încearcă să destabilizeze situația. Oamenii trebuie să se orienteze la proiecte concrete, la lucruri concrete. Ceea ce se întâmplă astăzi... Dar aceasta trebuie să o facă guvernarea și societatea civilă. Partidele extraparlamentare, toți împreună. Vedeți că așa deja e. Dumneavoastră ați spus ceva greșit. Noi nu putem vorbi numai despre o societate, numai despre guvernare și societate civilă. Partidele politice fac parte din societatea civilă. Partidele politice care se află la guvernare, în opoziție, partidele extraparlamentare. Despre ceea ce ați vorbit dumneavoastră, întrebarea este mult mai cum. Noi nu avem înțelegere în societate. Unii privesc într-o parte, alții privesc în altă parte. Asta vine la partidele politice, vine toate aceste lucruri. De la provocările pe loc gol. Ei aici sunt și factori interni, sunt și factori externi, trebuie să fim de acord cu chestia asta. Și am punctat un element foarte esențial. Dublele standarde întrebuințate de către birocrații de la Bruxelles au și ele partea lor de vină, pentru că nu poate exista rezolvarea unui conflict, unei crize politice, doar prin alegerea, prin votarea unui cetățean în calitate de președinte. Ei, și ce s-a schimbat? El nu are susținere politică. El nu are un partid politic și o forță politică în spate care l-ar ajuta să promoveze unele posibile proiecte. Însă, confruntarea politică, alianța însuși pe interior merge confruntare și dumneavoastră mai subțin, domnule, rău că avem puțin. Dar ceea ce se petrece în societate este lupta politică, este un lucru normal și o să vedem cu ce se termine. Păcat că energiile se irosesc. La mine în sat, oamenii care au trăit în bine și vecini și dau acum în cap unui de la Partidul Comuniștilor, alții de la Partidul Liberal Democrat, gata, s-a terminat armonia, satul moldovenesc și-a pierdut de eternitate. Toți s-au politizat. Dar fost, bine, dar după opinia dumneavoastră, se complică sau se clarifică? Au fost și vor fi confruntări de genul ăsta, apartenență politică, viziune, etc. Regretabil este și mai mult că Alianța pentru Integrare Europeană a adus anumite precedente și cred că riscăm să avem urmări foarte periculoase. Și de aici a intervenit și iată indiferența deja și neîncrederea cetățenilor în viitorul Republicii Moldova și în viitorul de mâine. Pentru că atâtea modificări la legislație, atâtea interpretări a Constituției, atâta interpretări a codului electoral, a altor norme legale, că oamenii la un moment dat s-au buimăcit cu toate chestiile astea. Și cel mai regretabil, iarăși spun, este că aceste încălcări în final au fost făcute cu ajutorul oficialilor de la Uniunea Europeană. Inclusiv, nu uitați, impunerile și condiționările făcute de Dirk Schubel, că veți alege președintele, o să mai discutăm, nu o să alegeți, nu? Adică el, la direct, le spunea, încălcați Constituția, dar alegeți președintele, noi îți vă iertăm, dar pe urmă să mergem mai departe. Acum același lucru o faci cu legea antidiscriminare. Deci eu îmi doresc ca cei, pe de o parte, cei care conduc Republica Moldova, să înțeleagă că sunt responsabili față de cetățenii țării pe care o administrează și nu față de anumiți oficiali din structurile internaționale. Trebuie să discernem grâul de neghină, trebuie să ne orientăm la lucruri concrete și să ascultăm lucruri
lucruri concrete. De fapt, sloganul trebuie să fie unul: nu crede vorbelor, crede faptelor. Mai puțin să se asculte ce se declară și să se urmărească ce se realizează, ce se propune, ce se realizează și cât de consecvenți sunt politicienii. În rest, toată brambureala trebuie lăsată deoparte și eu cred că oamenii noștri au acest discernământ și fac această diferență dintre declarații politice, dintre populism și dintre promovarea unor lucruri bune pentru ei. Dar nu e atât de simplu, colegul Gurin, pentru că întrebarea care a pus-o doamna moderator este foarte importantă. Simbolismul statului nu este o problemă simplă și domnul Țicu, în calitate de istoric, cred că va cădea de acord. Sunt probleme foarte importante. Și se ridică probleme importante. Nu este o problemă. Problema identitară, problema simbolistică, sunt lucruri foarte și foarte importante. Nu este adevărat. Sfinte, dar le-am avut până acum, foarte corect, foarte interpretabile. Domnule Țicu. Nu, eu de fapt cred că după 2009, când am fi așteptat, eu cred aș fi așteptat o demontare a acestui regim care a fost timp de 8 ani de zile, noi nu am asistat la nimic. Și incapacitatea actului de guvernare a generat toate aceste probleme despre care noi discutăm. Eu cred că există o lipsă crasă, aș spune, de capacitatea actualei Alianțe pentru Integrare Europeană de a exercita guvernarea adecvat. Pentru că dacă lucrurile astea s-ar fi întâmplat, așa cum au declarat și în campaniile electorale atunci, chestia ar fi fost mult mai simplă. S-ar fi simplificat lucrurile inclusiv pentru Alianță. Însă acum vedem o isterizare a politicului în general, pentru că nici opoziția comunistă, nici ceilalți nu sunt constructivi. Pentru că noi mergem pe chestiuni majore legate de interes, deci de opțiuni, de orientări și cădem în aceeași discuție a orientărilor geopolitice în loc să ne axăm pe chestiuni. Uitați-vă Partidul Social Democrat sau Partidul Comuniștilor, care sunt prin esență partide de sorginte de stânga care au ca scop protecția socială și care ar trebui să axeze discuțiile și critica guvernării pe chestiuni sociale legate de protecția păturilor defavorizate despre care vorbim. Ei se ocupă de chestiuni legate de probabil m-a fost în țară, dacă nu cunoașteți toate lucrurile. Da, eu zic că istoria ne-o facem noi singuri, de aceea ar trebui să ne facem o istorie ca urmașilor noștri să nu le fie rușine. Vă mulțumesc mult pentru participare la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea În Oglindă. Nu uitați că în fiecare zi de joi și de marți, la ora 21:10, venim aici pentru a privi împreună fața nemachiată a realității. La revedere și o seară frumoasă!